Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Noi asfaltări în Dofteana. PNRR pentru infrastructura spitalicească din Bacău. Bilanț la jumătate de mandat al deputatei Cătălina Ciofu. La sala mare a Centrului de Afaceri și Expoziții Bacău a avut loc semnarea contractului, finalizare, proiectare și execuție, pavilion municipal Bacău și integrarea în ansamblu medical al Spitalului Județean de Urgență Bacău, proiect finanțat prin PNRR, componenta 12, Sănătate. Și împreună cu domnul secretar de stat și cu domnul ministru a reușit să treacă peste anumite bariere administrative într-un termen foarte scurt. Am reușit să evităm pași falși în accesarea acestui contract de finanțare. Am reușit să trecem bariera timpului din undeva de la finalul lunii noiembrie, când s-a predat acest obiectiv către Consiliul Județean și când am susținut în fața consilierilor locali, am susținut trecerea acestui obiectiv tocmai pentru a fi finanțat și pentru a putea fi finalizat. A fost o luptă contra cronometru și aici, cu sprijinul echipei Ministerului Sănătății și cu sprijinul colegilor noștri, am reușit într-un termen, zic eu, record, să putem să trecem de pe locul 49 pe locul 4. Să știți că pentru noi toți este în continuare, reprezintă în continuare o provocare. Anunț că noi am mers în paralel, tocmai pentru a fi eficienți și proiectarea și execuția fostului spital municipal și integrarea acestuia se află în faza de licitație cu depunere de ofertă pe data de 14 iulie. Ca atare, dacă lucrurile vor merge fără probleme, noi putem să spunem că vom fi în execuție anul acesta cu speranța de a merge într-un termen cât mai rapid, de a-l finaliza și de a-l da cetățenilor din Bacău și de a-l da nu doar cetățenilor din Bacău, mă refer și la cadrele medicale care lucrează în Spitalul Județean de Urgență. Știu că sunt probleme de spații, sunt probleme de număr de paturi și nu numai, sunt probleme legate de faptul că putem mai degreva Spitalul Județean din Bacău de, să zic așa, anumite aglomerări pe anumite secții. Vreau să mulțumesc încă o dată domnului ministru Rafila, domnului secretar de stat Rogobete și, nu în ultimul rând, voinței și conducerii politico-administrative a județului Bacău. Ca atare, astea fiind spuse, să dea Dumnezeu să-l vedem finalizat cât mai repede, pentru că nu ne-am asumat neapărat un termen, ci am spus în termenul cel mai scurt posibil. Și așa se va întâmpla. Vă mulțumesc! La eveniment au participat ministrul Sănătății Alexandru Rafila, europarlamentar, dar și parlamentari băcăuani, autorități județene și locale, alături de reprezentanții instituțiilor deconcentrate. Vreau să vă spun că vin cu mare plăcere din nou la Bacău, după o muncă a echipei de la Ministerul Sănătății de mai bine de un an de zile, în care am încercat să punem în linie aceste proiecte de investiții cele mai mari din istoria României. Și nu mă refer doar la PNRR, ne referim și la cele trei spitale regionale, unul dintre ele știți bine că este în Moldova. Discutăm despre centrele, marile centre de arș din România, lucruri care erau, din păcate, blocate și am reușit să le repunem în funcțiune cu echipa de la Minister, condusă de domnul secretar de stat Alexandru Rogobete, pe care îi mulțumesc. Acum, chestiunea este următoarea. Sunt convins că cele două obiective, de la Bacău și de la Vaslui, vor fi printre primele care vor fi finalizate în PNRR. Și m-aș bucura să avem ocazia să le inaugurăm. Nu contează poziția pe care unii sau alții dintre noi o vom avea peste 2 sau peste 3 ani, dar
Aceste obiective sunt avansate din foarte multe puncte de vedere. La Bacău a fost o situație mai specială cu acest fost spital municipal care a trebuit reintegrat și aplicația a fost făcută în acest sens în către Comisia Europeană. A fost integrat, ceea ce era și logic, pentru că era chiar în curtea spitalului județean de aici din Bacău. La Vaslui discutăm tot de un spital județean, de spitalul județean din Vaslui, așa se numește spitalul numărul 2, dar discutăm de 3 secții noi care vor fi construite și acest semnal foarte puternic, nu numai că ne-am angajat noi și le-am pus pe un drum, zic eu, fără întoarcere, da, în sensul bun al cuvântului, și vom avea clădiri noi în spitalele din România pentru pacienții din România și de data aceasta pentru regiunea Moldovei, care așa istoric a fost de multe ori vitregită de investiții majore, mai ales în domeniul sănătății, cred că este foarte important. Și aș vrea să vă mai spun un lucru care îl tot discutăm în ultima vreme și mă bucur că domnul președinte Ivancea a accesat la el și sunt convins că și domnul președinte Buzatu va beneficia sau va folosi aceasta ca și oportunitate. Parteneriatele cu universitățile de medicină și farmacie sunt esențiale pentru că aceste noi spitale, fără o resursă umană calificată, nu se pot dezvolta și nu pot oferi servicii de sănătate. Ne dorim să avem întregul. Întregul înseamnă clădiri noi, înseamnă personal medical antrenat. Parteneriatul cu universitățile de medicină vă oferă o mare oportunitate, cea de a deveni spitale clinice. Asta înseamnă că există un interes pentru personalul care lucrează în acest moment să devină cadre didactice, sunt cei care au studii doctorale și pot deveni cadre didactice. Pe de altă parte, putem, cel puțin la început, să dezvoltăm facultăți de asistente medicale și de moașe, care, în mod evident, vor avea o pregătire profesională de alt nivel și de care este nevoie, pentru că noile echipamente nu presupun numai existența lor fizică, ci și operarea lor de personal înalt medical, înalt calificat, fie că ne referim la medici, fie că ne referim la asistenții medicali. Ăsta este răspunsul corect. Dumneavoastră aveți aici în județ multe spitale, în județul Bacău, sunteți gazdele noastre, aveți multe spitale în județul Bacău. Văd aici câțiva colegi care conduc spitale care sunt reputate din punct de vedere al calității serviciilor medicale. Le mulțumesc, îi felicit pe toți cei care contribuie la acordarea de servicii medicale în această regiune a Moldovei și sunt convins că dacă avem bună credință în ceea ce facem și suntem responsabili atunci când luăm decizii sau când lucrăm pentru sănătatea comunității și implicit a pacienților, atunci vom reuși împreună. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc! Cei mai mulți din sală sunteți băcumani și știți foarte bine, cel puțin obiectivul care vizează Consiliul Județean Bacău este un șantier de aproximativ 16 ani, forțând puțin sau exagerând puțin, probabil singurul spital din România care a fost dotat înainte de a începe construcția. Pentru că știți sau nu știți, ați mai auzit sau n-ați mai auzit, s-au aruncat cu milioane de euro în aparatură medicală care zace sau care este depășită moral și fizic și nu mai poate fi astăzi folosită. Să știți că și astăzi, în iunie 2023, puteam vorbi de un șantier. Dacă în octombrie anul trecut doi oameni de stat, domnul Ciucă și domnul Ciolacu, nu deblocau o anumită pasivitate, letargie, obtuzitate, pot să-i și spun, a unor colegi de ale politiciei, și acest stabiliment, pavilionul fostului spital municipal, desființat în august 2020 de guvernarea de la momentul respectiv, nu ajungea la Consiliul Județean, așa cum în martie 2022 domnul ministru Rafila a prezentat-o ca o soluție pentru finalizarea acestui pavilion, tocmai accesând acest PNRR. Din martie 2022 până în octombrie 2022 nu s-a întâmplat nimic, decât am auzit fel de fel de temeri că dacă ajunge la CJ se termină, și raportat la anul electoral 2024, Doamne ferește ce se întâmplă dacă termină Ivancea spitalul. Și iată că totuși intervenția fermă a celor doi a reușit să facă acest transfer patrimonial, care știți foarte bine, nu se face cu jumătate plus unul din voturile Consiliului, ci cu două treimi, deci presupune un oarecare consens. Și cu
profesionalismul și temenicia și destoinicia domnului Ivancea și a domnului Rogobete, am reușit ca în noiembrie până la jumătatea lui decembrie, într-o lună și jumătate, să se facă ceea ce alții au făcut în liniște, proiecte mature, într-un an sau doi, până au accesat acel PNRR. Și am reușit astfel să prindem în ceasul al 25-lea acest tren al PNRR-ului pe sănătate și mulțumesc încă o dată în mod special și lui Vali și domnului secretar de stat Rogobete, pentru că știți, totuși acolo la Șaibă s-a tranșat acest proiect și pe ultima sută de metri. Evident că știu acest proiect din momentul din 2007, de când acest a fost dat de la Consiliul Județean terenul către primărie pentru a realiza acest spital. Nu s-a realizat, a stat 16 ani în șantier. A venit vremea ca o echipă care este obișnuită să se țină de cuvânt și să bifeze și să recepționeze investiții de mare amploare, și nu întâmplător mă refer aici și la centura Bacăului și la aeroport, pentru că după aceste două proiecte mari, tot pe fonduri europene, și centura Bacăului și aeroportul, cel mai mare proiect ca dimensiune financiară, aproximativ 60 de milioane de euro, este finalizarea acestui pavilion și sigur că sunt absolut convins că va fi prioritatea zero a Consiliului Județean Bacău. La Vaslui nu sunt mari surprize, acolo lucrurile în sănătate se întâmplă într-un sens extrem de pozitiv și accelerat de mulți ani, proiectul este matur, sunt convins că vor avea noroc și în achiziție și în implementare, constructori serioși, proiect matur. Până la finalul acestui an, cu siguranță, ambele obiective vor fi șantiere în plină desfășurare și, cam astea fiind zise, doresc și eu succes. Mulțumesc încă o dată celor implicați. I-am menționat, cred că de vreo două sau trei ori, dar n-am nicio emoție, pentru că fără această intervenție decisivă nu rezolvam în trei luni ce nu s-a rezolvat în 16 ani. Doresc succes ambilor președinți, ambilor consilii județene și dumneavoastră, vorba domnului Mitică Buzatu, multă sănătate, că e mai bună decât toate. Mulțumesc! Un proiect complex care cuprinde reabilitare, extindere, dotare cu echipamente medicale, eficientizare energetică și, sigur, digitalizare. Un proiect în valoare de 289 de milioane de lei, compus din finanțare din PNRR nerambursabilă și contribuție proprie a domnului președinte. Este vorba de un proiect în valoare de 46 de milioane de euro, acesta fiind selectat pe locul 4 pe lista finală a celor 27 de spitale din România care vor beneficia de finanțare în cadrul PNRR. Recent, deputata de Bacău PNL Cătălina Ciofu a făcut un scurt bilanț al activității de parlamentar la jumătate de mandat. Cu bune și cu rele, a fost o perioadă cu multe proiecte, unele rezolvate, altele urmează a fi rezolvate. Detalii urmăriți în minutele următoare. Vă spuneam, într-adevăr, că am un respect deosebit față de profesor și de această profesie. Chiar vă pot da exemplu, un profesor de-al meu de fizică din liceu, care, deși și pe atunci se făceau pregătiri în particular, dar mai mult în clasa 12 înaintea examenilor, dumnealui a hotărât să ne sprijine cu pregătire pro bono, sâmbăta, în clasele de la liceu. Să-i dea Dumnezeu sănătate, un gest frumos. Și mulți profesori fac, trebuie să spun, sunt profesori care fac. Iar dumnealui chiar este unul dintre profesorii care a și venit la susținerea tezei mele de doctorat, cu Masaro, de la Comuneci la Bacău. Și a venit cu Masaro, da? Da, și mi-a dus chiar și un buchet de flori și mi-a dat o diplomă ca membru în Fundația Rădăcini, pe care o conduce. Are așa o pasiune. Dar cum ții numele acestui profesor? Că dacă tu să scoate și lucrurile frumoase și chiar astea trebuie scoase. Nu știu dacă l-am menționat, domnul Oprea. Domnul Oprea, nu? Poate n-am... Da, domnul Oprea, am înțeles. Să-i dea Dumnezeu multă sănătate, respectele noastre, domn profesor, dacă ne veți vedea... Toader Oprea, ca să Toader Oprea, Toader Oprea. Să nu se facă confuzie. Fizică, da? Fizică, da, la liceu. Așa, bun. De la respect la chestia pragmatică, că e vorba de bani, doamna deputat Ciofu. I-ați liniștit pe greviști, nu? Definitiv, pentru că au pus niște condiții. Într-adevăr, nu știu cum a funcționat comunicarea între mesajul de la guvern, sindicaliști și profesori. Eu cred că la un moment dat s-au pierdut anumite amănunte. Cert este că s-au crescut salariile maxim posibil la momentul ăsta, chiar mai mult decât
ar fi fost responsabil să o facem, pentru că, după cum știți, sunt câteva țări europene care au intrat deja în recesiune și este puțin probabil ca țara noastră să nu fie afectată deloc. Sperăm să nu ajungem în acel punct, iar consider că tot ce s-a stabilit ca formă de a sprijini suplimentar financiar profesorii s-a făcut în aceste limite de a nu intra într-o zonă în care n-am fi reușit să ne ținem nici de promisiunea inițială. Cred că trebuie să fim cerebrali, deși tendința e să ne gândim numai la avantajul propriu, dar trebuie să acceptăm această situație prin care trecem economic și cu atâtea crize la nivel global și în jurul nostru, și aproape de granițele noastre, într-adevăr. România are șansa să crească economic, dar trebuie să respectăm pașii pe care îi propun profesioniștii și în limitele acestor bugete să nu cădem în derizoriu și să... Am înțeles. Doamna Cefo, vă temeați cumva că gustul de sânge, să spun așa în ghilimele, odată deschis al revendicărilor, ar fi declanșat, mai ales în momentul acestei rotative, o criză politică de amploare? S-a pus problema în grupurile dumneavoastră parlamentare, în grupurile politice? De la începutul mandatului, vedeți, adică v-a trecut guvernul PNL sau... are, a împlinit 3 ani și 7 luni de guvernare, dacă luăm în calcul și guvernul anterior acestui mandat. Da, ok. Și aproape că ne-am obișnuit să ne confruntăm cu crize de tot felul. Și avem această abordare responsabilă, să stăm la masa negocierilor astfel încât să gestionăm împreună și să nu intrăm pe subiecte de foc și să ținem morțiși știu eu ce elemente de negociere care să ne ducă într-o zonă de conflict. Facem în așa fel încât să păstrăm o stabilitate politică și să ne îndeplinim și noi promisiunile electorale, dar în limita rezultatului obținut electoral, pentru că, din păcate, ceea ce facem noi este în limita mandatului dat de cetățeni. Ăsta e votul pe care ei l-au dat. Suntem în aceste procente pe care le-am obținut în urma votului și păi suntem forțați. Și doamna deputată, dacă atâtea, poate aveți șansa pe viitor să-i convinge pe mai mulți. Au vârste standarde pensionare. Ei intră deja în altă categorie în care li s-a acordat o grupă. Și în funcție de vechimea pe care o au, cred că li se reduce mai mult de 2 ani vârsta de pensionare. Este și mai bună, adică asta zici. Da, depinde de anii pe care iau în subteran sau în ce categorie intră. Legea prevede clar că nu se cumulează. Veste bună pentru locuitorii satului Cucuieț, comuna Dofteana. S-a finalizat asfaltarea străzii Socilor. De altfel, cei mai mulți locuitori ai comunei spun că niciodată în istoria localității nu au fost atât de multe străzi asfaltate. Multe proiecte au fost realizate cu bani guvernamentali, cofinanțări de la Consiliul Județean Bacău, dar și proiecte pe fonduri europene. Mai multe aflăm în minutele următoare. Domnule primar, cum spun unii, cred că cam toate ulicioarele le-ați asfaltat aici în comuna Dofteana. Da, nu chiar toate, mai avem mult de asfaltat și de acum încolo. Cine a rămas de asfaltat, mă refer la ulicioare, rămâne doar atât în Hăgheac și în Ștefan Vodă, locurile unde va veni canalizarea. Probabil în toamna anului 2023, cel târziu iarna anului 2023, se vor apuca de lucrări de canalizare. Iar în urma canalizării, bineînțeles, vom avea un proiect de așa natură să asfaltăm, să readucem terenul la forma inițială. Mă uitam aici pe strada Socilor, suntem în Cucuieți, ați făcut și un set puternic de gabioane. Da, haideți să vă explic un pic despre strada Socilor. Deci strada Socilor, împreună cu alte străzi din localitatea noastră, fac parte din tot ansamblu de proiecte care stă la baza proiectelor Companiei Naționale de Investiții în urma inundațiilor
din anul 2018. Noi am depus proiectul, am făcut studiile de teren și am insistat la minister cu tot felul de adrese, am făcut lobby de așa natură să ne aprobe în proiectul respectiv modernizarea drumului, adică cu asfalt. Dar în acest proiect, pe o lungime de 850-870 de metri lungime, așa, intră și aproximativ 300 de metri liniar, nu 260 de metri liniar de gabion pe o înălțime de 6 metri, înălțime care variază între 3,50 m și 6 metri în funcție de configurația terenului, pentru a proteja locuințele cetățenilor și totodată drumul pe care îl modernizăm noi. De altfel, vor prelua foarte mult din apa pluvială atunci când va ploua torențial, cunoscut fiind faptul că atunci când plouă, dacă nu ar fi fost aceste gabioane, locuințele erau în pericol. Dar motivul pentru inițierea acestui proiect acesta este întrucât în momentul când vin apele mari și sunt ploi torențiale abundente, apa pluvială distrugea drumul și devenea impracticabil intrarea și ieșirea în curțile cetățenilor, bineînțeles, impracticabil venea drumul și totodată nu putea să urce nicio mașină, vedeți că înclinația terenului este destul de mare, nu putea să urce nicio mașină, niciun fel de salvare, nici mașini care aprovizionează magazinele, nimic absolut, mai ales faptul, sau dat fiind faptul, că aici în zona avem persoane care sunt afectate și fac dializă, vine dimineața la prima oră, vine salvarea, îi preia, îi duce și așa mai departe, dar motivul ăsta este, dacă noi eram afectați de inundații din anul 2018 și nu inițiam acest proiect, se întâmpla altceva, nu puteam să asfaltăm din bugetul local, trebuia să găsim alte surse finanțabile pentru a putea să asfaltăm. Dar Dumnezeu ne-a ajutat și am rezolvat toată situația și suntem în mijlocul cetățeanilor și luptăm pentru interesul cetățeanului, nu pentru altceva. Suntem la Doctana, continuă să se asfalteze. Iată că lucrările sunt în plină desfășurare. Da, suntem în satul Cucuiesc, strada Socilor, care s-a asfaltat un proiect mai amplu la nivelul comunei Dobzeana, un proiect desfășurat prin Compania Națională de Investiții, proiect în valoare de 2 milioane de euro, în urma inundațiilor din anul 2018. De altfel, în Dobteana s-au asfaltat foarte multe străzi și vorba cuiva de aici, aici cam toate ulicioarele sunt asfaltate. Într-adevăr, în Dobteana nu cred că mai sunt străduțe care trebuie asfaltate. Am observat chiar săptămâna trecută într-o postare că primăria Dobteana a început să asfalteze prin porumb, efectiv prin porumb, câmpul. Să-l asfalteze. Da, aici îl felicit pe primarul Ioan Pujor pentru implicarea domniei sale în toate proiectele de dezvoltare a acestei comunități. Un mesaj dacă e pentru locuitorii comunei Dobteana, pentru că până la urmă nu s-au făcut multe proiecte și cu ajutorul Consiliului Județean Bacău. Într-adevăr, Consiliul Județean Bacău prin președintele Valentin Ivancea este alături de locuitorii acestei comunități prin diverse asocieri, așa cum este și acel drum care leargă satul Larga de DN12A, drum în valoare de aproximativ 2 milioane de euro. Deci Consiliul Județean Bacău își îndreaptă atenția spre toți locuitorii acestui județ, așa cum se vede și aici în această localitate. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Vineri 30 iunie, cerul va fi senin. Maxima zilei urcă până la valori de 29 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 14 grade Celsius. Sâmbătă 1 iulie, cerul va fi senin. Maxima zilei depășește valoarea de 30 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 15 grade Celsius. Duminică 2 iulie, cerul va fi parțial înnorat. Sunt posibile pe alocuri furtuni cu fulgere. Maxima zilei urcă până la valori de 30 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 17 grade Celsius. Luni 3 iulie, cerul va fi parțial înnorat. În zonele de deal este posibil să avem furtuni cu fulgere. Maxima zilei urcă până la 30 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 17 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.